stimați prieteni și prietene, bun găsit la un nou interviu aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre depresia de toamnă. Alături de noi este psiholog consultant Ana Gudima. Bine ai venit la noi, Ana! Mulțumim că m-ați invitat! Chiar salutare! Cu mare drag, pentru că suntem într-un așa un sezon care este și frumos, dar totodată și mai melancolic, foarte des auzim despre depresia de toamnă. Este o formă de depresie sezonieră despre care aș vrea să ne spui mai mult tu ce e asta în primul rând depresia și de ce apare tocmai toamna depresia. Așa, să începem de la început, uh, sunt psiholog-consultant care ajută oamenii prin reguli să-și echilibreze viața și depresia este, se mai spune așa în popor, să spunem mai, uh, mai simplu pentru cei care ne ascultă, uh, anxietatea este ce de... Uh, ce ne temăm în viitor, dar depresia este regretele care le avem în trecut. Așa să luăm mai simplu. Dacă vorbim de depresie sezonieră, în Asociația Americană ea nu se secoate cumva o depresie de sine stătătoare, anume acea sezonieră. Ea se secoate ca un fel de simptomă la o depresie foarte majoră sau la o tulburare de a, Tulburare bipolară, poate cineva cunoaște, uh, starea ta uh, maniacală sau starea foarte mult depresivă jos la pământ. Uh, de ce pot să spun că este o, o tulburare? Uh, afectivă sezonieră care este descrisă în DSM într-o carte de psihiatrie ca să fie mai ușor, unde este descrisă ca un simptom, dar nu este o tulburare aparte descrisă. Eu aș vrea să spun mai mult dacă vorbim despre tulburări sezoniere să nu confundăm cu starea noastră generală rea, da? Cum medicii spun că în timpul toamnii ador toamna, îmi place foarte mult toamna și primăvara doar că avem uh, înainte uh, După toamnă Avem iarna Și la noi se uh, Provoacă o stare foarte rea De uh, stare generală Insomlență Sau foarte mult vrem să dor, să dormim uh, Sau uh, Ni se ridică uh, tensiune arterială cei care uh, Știu ce e asta Cu siguranță o să-mi spună Da, asta e despre mine uh, Noi uh, uh, suntem a, începem să fim dependenți de uh, alcool, de lucrurile care foarte repede îmi provoacă hormoni, da? cei care vreau să ne provoce fericire, asta e alcoolul, asta e mâncarea. Uh, un fast food sau ceea ce ne ridică foarte repede dispoziția și aici putem să fim dependenți de aceea că ne simțim, începem să ne simțim încă mai rău pentru că asta provoacă foarte multe stări de sănătate foarte grele, respirație grea, începem să ne îngrășăm, începem să ne simțim foarte rău per total și noi dăm asta că nu, asta nu pentru că eu nu am un cumva un control asupra mea, asta e tot e depresia de toamnă. Dar vreau să vă spun că asta nu, e, nu este așa. Uh, la noi sunt niște hormoni în organism care sunt dependenți de uh, lumina care este mai scăzută toamna și mai ales uh, iarna. Uh, ziua este mai scurtă decât noaptea. Uh, hormonul uh, melatonina se, uh, se, reproduce sau uh, are se secretă, secretă mai mult mult și noi dorim să uh, dormim mai mult, noi nu avem așa destul de dispoziție. Și aici eu aș veni mai mult cu recomandări, cu regulile cele care eu de obicei le povestesc. Care sunt acele reguli ca să ne ținem departe de această stare mai neplăcută, toamna? Da, sigur. În primul rând, ceea ce am spus deja înainte de asta, că trebuie să ne controlăm ce mâncăm, ce consumăm, numai decât pentru că suntem sensibili acum în perioada de toamnă, iarnă și înțeleg că chiar vrem mai repede să uh, secretăm hormonii ăștia, serotonina, dofomina, uh, avem nevoie de asta și înțeleg, dulcele e cel mai uh, superb. Dar, uh, cum uh, spune o cercetare, serotonina se, se uh, află în banană și ciocolată. Copiii noștri, eu cred că ați observat că des mănânc banană cu ciocolată, pe urmă devin foarte fericiți și vreau permanent să o mănânce. Iar ca vreau să vă spun prima regulă, încercați, nu un în consum urmări, dar să mâncați banane, și ciocolată. Ok, ciocolata neagră nu la toți îi place, luați o ciocolată de lapte, dar oricum acolo este un nivel de uh, serotonină care vă ridică și dispoziția și starea de bine. Mai bine să o luați dimineața și să aveți așa un energetic, uh, uh, o energie pe uh, toată ziua. Uh, încă că am vorbit că su suntem lipsiți de lumină în timpul zilei, ar fi bine, uh, eu cred că toți au 20 de minute în uh, timpul mesei sau în timpul zilei să se primele după o apă, după um, aceeași uh, banană. 20 de zile, 20 de minute în timpul zilei, vă rog frumos să uh, vă pentru că avem nevoie. Insuficiența asta de lumină ne dă peste cap. Noi uh, foarte greu ne concentrăm, noi foarte greu dormim, noi foarte greu ne uh, trecem prin stres care avem continuu, mai ales acum toamna, cei care au copii, stres de la școală. Uh, e mai multe Lucruri. Începem proiecte noi, de obicei, toamna și iarnă, cele mai multe proiecte, și suntem foarte încărcați. De deci, ce? este 20 de minute în fiecare zi o să vă ajută să acumulați lumina asta suficientă, pentru că este și terapie de lumină. Oamenii mm -hmm. special merg, dar voi asta puteți faceți fără plată. De deci, ce? Vă rog frumos, până este soare afară și încă mai uh, afară este foarte bine. Uh, mai este încă soare, luați uh, în vedere uh, regula asta. Încă, uh, implicați-vă în uh, proiecte caritabile, eu asta mi-am notat într-așa mod, pentru că ajutând pe altcineva, noi ne secretăm iarăși hormonii ăștia fericirii, dar dacă voi nu aveți timp pentru caritate și înțeleg, nu toți au uh, nici bani, nici timp, luați o floare. Începeți de a avea grijă la o floare. Da, voi aveți copii, dar uh, meditarea asta prin flori și a lua uh, cumva o floare și a uh, încerca să înflorească din nou, asta mai e mai mult pentru doamne, dar știți că și soțul meu a început să aibă grijă de flori și a luat aloe vera. De ce? Și pentru sănătate și pentru frumusețe în casă, de ce și bărbații pot, pot încerca? Uh, încă cel mai des spun clienților mei, vă rog frumos fiți atent aici, spun să privească doar lucrurile pozitive. Da, înțeleg, poate sună banal, dar vă rog, anecdoate, comedii, ceva, citiți ceva bun, mai puțin horror, mai puțin uh, thriller în filme, vă spun. Nu de mult am fost la filmul Tunete, dacă cineva îmi spunea că așa se termina filmul, nu aș merge niciodată. Vă recomand să-l priviți, doar că dacă sunteți pregătiți moral, pentru că provoacă niște sentimente de tristețe foarte mari. Ați, ai fost, apropo? Nu! Încă nu. Wow! E foarte bun, dar mi-a provocat foarte multă tristețe și am spus că mai bine mă duceam mai târziu. Dar, foarte bun filmul! Mi-a plăcut! încercați să priviți ceva pozitiv, ceva bun. Nu citiți Ana Karenina, la care o să plângeți cu siguranță. Citiți povești, poate la copii. Încercați să citiți ceva ce va aduce, cu siguranță o să vă aducă doar starea asta pozitivă, care așa de tare avem nevoie de ea. Vă spun din propria experiență, eu cred că cei care o să ne asculte o spun, Dana, eu sunt de acord cu tine. Și... Aici, mai mult profesionist, vreau să vă spun că numai decât apelați la un consultant psiholog, mai ales dacă aveți rude sau prieteni peste hotare și sunteți singuri, sunteți cumva fără susținerea asta de cei mai dragi și ca calzi oameni în viața voastră, apelați la psiholog ca să fie așa un fel de om care vă sprijină, care este un pilon care, pe care puteți vă sprijiniți și care este așa un... Mi-a plăcut un prieten de mi-a spus, un gard care nu-ți permite să treci prin arătură. Ador fraza asta, chiar e ca psiholog este un gard dintr-o parte și din alta, care te duce pe drumuleț așa, poate mai lent, poate uneori nu cel mai bun și fericit, dar vă duce și vă conduce spre o lumină cei care o vezi în departare. Deci acestea au fost cinci reguli de bază care cu siguranță o să aducă la rezultat. Cu siguranță. Ana, dar în principiu, care este diferența între etă, o stare așa mai tristă din cauza timpului, din cauza ploii de afară, și într-adevăr niște simptome care sunt legate de depresie? Cum facem noi diferența? Dacă după două zile ieși de acasă cu energie și ești bine mersi, în depresie majoră nu să ieși o lună din casă. Așa, să spun mai ușor, mm -hmm. ca să nu uh, folosesc termeni mai uh, dificili. În primul rând În al doilea rând, nu ai motivații dar deloc Nu doar că nu am motivație Să plec azi la întâlnire cu prietenii Nu, nu am motivație să mănânc Nu am motivație să beau Nu am motivație să ies din camera mea Să mă uit cum stau Nu am motivație să văd dacă sunt sănătoasă și curată Asta uh -huh. este uh, Deja un semn Că mi tot totuna de viață per total Nu doar un aspect Că uite, nu vreau azi Să ies la film, vreau mâine. Nu. Uh, nu vreau să ies sâmbătă asta toată ziua, vreau să stau să mă uit film cu soțul meu. Nu. Acolo nici nu vrei nimic, nu cu film, uh, nimic. De ce? dacă aveți așa simptome, numai decât apelați. Uh, noi lucrăm, psihologii uh, și Emilia nu sunt -mi de uh, mint. Noi lucrăm într-o echipă, endocrinologi, ginecologi, uh, psihiatrie, uh, neurologi, uh, psihoterapeuți, uh, psihologi consultanți, că aici tot este o diferență. Uh, apelați, în primul rând, la un uh, psihiatru, pentru că el o să vă dea uh, și îndrumări în a... Uh, el doar el poate pune diagnoză, un psiholog consultant asta nu poate. El doar poate să spună că uite, îmi pare că ar fi aici despre depresie și ar fi nevoit să apelez la un psihiatru uh, și eu dau deja recomandări la psihiatru pentru că aici este nevoie și despre medicamente și este un șir de lucruri care trebuie să facă împreună cu psiholog, adică aici ar fi și psihiatru, și psiholog, și uneori și neurolog. Dacă merge vorba de tulburări bipolare, care eu am spus când tu ești super mega bine și în același timp, după un timp ești depresiv total, aici tot cel mai bine să apelați la psihiatru, la neurolog, și la psiholog. Tandemul lucrează foarte bine. Adică nu poți una fără alta. Oricum ai nevoie, spun, gardul la care conduce. Un, întotdeauna. Așa. Dar și cum ai spus tu la început despre alimentație, îmi pare că și un nutriționist ar fi foarte binevenit aici pentru că ne lipsește vitamina D și așa mai departe. Avem nevoie de niște cred că analize pentru a vedea ce vitamine trebuie suplinite și mă gândeam Oare nu ai spus despre sport? Oare e benefic pentru cei care au simpto simptomuri depresive să facă sport, sau asta, din contra, le scade energia? Foarte bine că uh, ai spus. Eu, de regulă, asta nu spun, parcă mie mi se pare uh, ceva. Iar trebuie să fie în, mm. la noi la toți și numai decât sportul, chiar do dovedit și științific. Apropo am uitat de un medic spun, gastroenterolog, mm -hmm. și asta poate po po fi și nutrițiolog, care are uh, la bază Cunoștințe medicale sau facultate medicală. Uh, noi vorbeam cu un gastroenterolog care uh, mi-a povestit că este o uh, O lucrare științifică bazată pe date clare, unde se spune că cel care citește și face sport, el reduce stresul la minim în viața lui. De aceea, cititul și sportul, numai decât trebuie să fie inclus în fiecare zi. Și eu și la clienții mei spun, nu este numai decât să plecați la sala de forță. Nu este numai decât să vă ucideți în sălile de forță o oră, o oră și jumătate. Nu. Uh, mai era încă o... Cercetare unde erau doi gemeni care unul făcea o oră sport, altul făcea 20 de minute și efectul era același, dar el făcea în fiecare zi, îl făcea peste o zi. Efectul era același. De ce, vă rog, în fiecare zi, începând cu 5 minute pe zi, chiar și cei care vin la mine cu atacuri de panică, numai decât au nevoie de uh, mișcare fizică, numai decât pentru că corpul nostru uh, așa se învață să se primească hormonii cei de fericire care eu, eu, spun, pentru că, da, e mai greu să faci sport, să primești hormonii decât să te duci, te duci să mănânci un fast food, dar cu timpul, dacă facem fiecare zi, în timp de câteva luni, Într-o lună nu o să reușiți Nu, nu vă amăgiți În câteva luni o să vedeți că Secreția hormonilor o să fie mult mai mult mai rapidă Și o să vă ajutați mult mai repede Chiar și depresia asta Care noi spunem sezonieră Dar haideți să o numim tulburarea efectivă sezonieră Ea Cum să spun Poate Poate să oprească procesul ăsta de depresie eu aș, eu aș miza pe asta. Numai decât să mișcați-vă. Chiar și prin blare, cei care am spus-o de 20 de minute, oamenii cu depresie majoră nu o pot face. Dar ce facem atunci când observăm asemenea simptome la cei dragi? Să zicem că noi suntem bine, ne place toamna și suntem plini de energie, dar cineva apropiat nouă nu este chiar tocmai bine în acest moment. Cum putem interveni? Pentru că de obicei noi nu prea știm cum să-i susținem pe cei dragi. Spunem un totul o să fie bine, dar asta nu prea ajută. Da, cu totul o să fie bine nu ajută deloc. Dar chiar uh, clienții care vin la mine și îmi spune Doamne, soțul îmi spune întotdeauna că o să fie bine. Mă nervează deja. <laughs> nu, uh, ar fi uh, bine să spuneți că uite, eu văd că tu te simți rău. Uh, când spui omului că eu te văd, deja parcă el se simte mult mai bine. De deci, ce chiar și copiii care sunt supărați pe voi, dacă îi spuneți că, uite, eu te văd că ești supărat, eu te văd, eu te simt, copilul se simte deja validat și asta e foarte bine. Fix așa și motor Puteți să-i spuneți că, uite, eu nu pot să te duc de -asâla la psiholog sau la psihiatru. Nu pot, tu ești om liber, viu, eu pot două lucruri să fac. Sau să te susțin, și eu să te susțin mereu, și eu văd Uh, să nu spuneți, ei, și asta, ui, dar lasă-te rog, băieții mei n-au avut nicio depresie, cum se spune des. Ui, da hai că părinții mei de mici uh, se duceau cu vaci și n-au avut ei depresie deloc. Dacă deci, comentariile este vă rog frumos să le lăsați acolo în glume, în bancuri, în oficiu sau undeva între prieteni. Dar uh, dacă vedeți că uh, omul vostru, el... Se simte rău. Într-adevăr, lui Elenia se spele dinții. El nu poate să se scoale de pe pat. El nu vede sensul vieții. Nu vede ce, ce poate face. Vă rog, Spuneți-i doar un lucru. Uite, eu văd că ți simți rău. Eu știu că ți simți rău. Da, este așa. Haide, când o să fii gata să primești de la mine un ajutor, eu vreau să l ofer. Eu întotdeauna sunt alături, eu întotdeauna și o să fiu alături. Știți, copiii care știu că părinții în care gafă nu o să facă, sunt alături și ei pot, pot întotdeauna să vină la mama și la tata să spună că am făcut o gafă ajutor, Ia ca fix așa trebuie să simți soțul sau soția lângă voi. El, el înțelege că uite, până aici o să merg singură, dar oricând pot să mă duc la soțul meu, la so soția mea, la prietenul meu, indiferent la mama mea, la tata meu, dar vreau să știu că el o să mă ajute. Numai cunoașterea asta, că cineva poate să te ajute, deja te simți mai bine. Deci fiți omul celălalt care persoana care are acum o dificultate uh, și se simte nu prea bine, să știe că anume tu. сал жуть а тучка свигата ну и богатним мит нарус нупатпонша о зикаык не причиня людям добро яка не надо этого делать ну нуфачеудясыла лукру лекари нуєстигата чинва павига дареп лосовспнадасугаата смеркла спецастенкуния африкаретере да чиккуминну яша даю нуун ту по prost, la cu mine tot bine pur și simplu asta e o perioadă uh, și observați, omul încă e într-o stare de negare că se simte rău lăsați-l, pur și simplu fiți alături când deja el singur o să spună că nu mai pot nu mai pot eu am un client care după 10 ani de uh, atacuri de panică a ajuns acum la psiholog pentru că a spus, eu nu mai văd sensul în viață eu nu mai pot, te rog ajută-mă adică lăsați-l poate nu o să treacă un an poate o să treacă 3, 4 da, asta este. O să fiți alături și o să fie nu prea ușor. Dar omul singur trebuie să fie gata. Deja întrebarea la voi. Voi sunteți gata? Mm -hmm. Se accepte Să asta. Sigur, și să fim alături, pentru că asta e greu. Asta trebuie să ai grijă. Om care are o dificultate, Simte are depresii sau ceva se întâmplă cu el nu ok alt om de alături tot suferă și eu vă, vă văd și vă aud cei care sunt alături de persoanele cu ei este greu știu asta nu e cel mai ușor dar asta nu e imposibil și atât vreau să te întreb ultima întrebare din curiozitate sigur Oare doar toamna este acela timp atât de rău și ne provoacă depresie? Sau există depresii sezoniere de primăvară, de iarnă, de vară? Ai întâlnit așa ceva în experiența ta de lucru? Um, eu am întâlnit Oameni care spun că au depresie sezonieră, dar, de fapt, pur și simplu starea lor generală de sănătate nu era bună, sau aveau kilograme în plus, sau am avut un caz când doamna a venit la mine și-a spus că am o anxietate așa de nebună mare, dar când am ajuns la finele consultației, am aflat că ea în timp de 15 zile bea câte 3-4 rădbuluri pe zi, uh -huh. adică. Ir žmogus nemėgė, nu na, stovų problema, ja, ji man pasakė, kad... Uh, de deci ce asta poate fi provoca o problemă? Sigur că da Beți, be vă rog frumos, un rădbul Și o să vă simțiți, probabil, că o să vreți să zburați El adânc și, probabil, și devizul e așa uh -huh. uh, Încearcă să zbori sau așa ceva uh, De deci, ce dacă Bea două, trei rădbuluri pe zi apu, Nu că zbori Nu poți să te liniștești Poți două zile să nu dormi uh, De deci, ce fiți atenți la ce ce consumați Fiți atenți ce stare de sănătate aveți uh, Iarna E cel mai greu pentru toți să ne simțim bine, uh, mai ales că deseori sunt oameni care spun că, uite, iarna uh, nu-mi place frigul, uh, mă aștept mai, mai repede primăvara și vara să se încălzească pentru că uh, nu pot să ies să-mi fac uh, treburile mele care le fac de obicei, uh, nu pot să mă duc să fac sport atât cât faceam vara sau primăvara, nu pot să mă duc cu rudele mele pentru că efectiv așa de tare nu-mi place frigul că nu ies din casă cu lunile și asta Sigur că afectează starea ta mentală și uh, psihologică, pentru că tu nu ai comunitatea ta, tu nu, sim nu te simți apreciat, tu nu te simți cumva validat de alți oameni, pentru că noi așa facem diferența, ne simțim bine, suntem ok sau nu, comparativ cu alții. Uh, nu că comparativ cu alții cu figura, comparativ cu alții că îi salută cu noi, că noi uh, întrebăm cum, sun cum sunteți, cum suntem, și așa mai departe. Adică avem un dialog care avem nevoie de el. Noi suntem oameni sociabili toți, nu sunt oameni care se izolează, deja nu e bine. Și noi, fa partea asta o izolăm. Toți, aproape toți Noi stăm mai mult acasă, privim podcasturi, ca și voi să priviți e, Și o să ascultați De ce sunt și mai multe proiecte Apropo, am și iarna pentru că toți revin acasă Și stau la un ceai călduț și sub plied Și asta tot e foarte romantic Am făcut de anasta o romantică mare că Hai să ne ducem acasă Să ne învălim sub plieduri Și să stăm acolo în doi Să privim un film Apoi și o -a mai mult afară Și o să vă faceți doar, doar bine Așa, mulțumesc foarte mult, Ana. Sper că cei care ne-au ascultat și care o să privească acest interviu deja în partea video o să se inspire și o să aibă grijă mai mult de sănătatea lor mentală, mai ales acum toamna. Da, okay. mulțumesc, Emilem, Și vreau, am spus că am o, o surpriză, dar asta mai mult pentru că nou ne lepsește motivația toamna și iarna și am niște cărți metaforice, poate cineva cunoaște, cine nu. E, ele sunt diferite. Acestea sunt motivaționale. Ele sunt limba rusă, dar este doar o carticică pentru motivație în timp de zi ca să-ți ridică, ridici dispoziția. De deci ce vreau să alegi una? Wow. Uh, chiar o să fie ceva interesant, dar eu voi o să vă arăt ultima carte care o să o, o, -o merit. Ok. E, e una. Așa. итеск Да ти Дапарадок. Нічого не жді і ви никогда не будете разочарованим. Адіка ну а ти пта не мікш, ні чудата ну те вей да замоді ит те кто читают книги всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизорце нто Софи О печейка телевизору Аков ец стар ментала буначаша Ле это искусство отдыхать заранее А дико леня виря Da, Este o artă de a uh, te odihni înainte de. Vre? Din timp! Din timp, da, din timp. Uh, mulțumesc, Emilia chiar mi-a plăcut să am așa un interviu. Prima dată, apropo, sunt la radio și mă bucură faptul. Cu debutul, o să te mai invităm la noi și îți mulțumim pentru aceste informații. Cu drag! Dragi prieteni și prietene, astăzi am discutat cu Ana Gudima, psiholog consultant, despre cum prevenim și tratăm depresia de toamnă. În cele ce urmează, vă dorim o zi frumoasă să aveți. Pe curând!